seara și bine v-am regăsit, sunt Ionela Gherghe și vă prezint știrile GDS. Accident grav petrecut în urmă cu doar câteva ore la ieșire din Craiova. Revenim imediat cu informații, dar să vedem mai întâi titlurile ediției. Parcarea subterană din centrul Craiovei va fi gata pe 29 septembrie. Descindere în această dimineață în mai multe locuințe din comuna Doljană Moțeței. Prima campanie de deratizare din Craiova începe vineri. Grav accident de circulație la ieșire din Craiova, un bărbat se zbate între viață și moarte după ce două autovehicule s-au ciocnit puternic. Acesta a rămas prins în fiarele propriei mașini. Echipele SMURD au reușit să-l scoată de acolo și să-l transporte de urgență la spital. Din primele cercetări, cauza producerii accidentului a fost neacordarea de prioritate. Un accident grav de circulație a avut loc în urmă cu câteva ore la ieșire din municipiul Craiova, în zona centrului comercial Marlorex. Potrivit polițiștilor de la IPJ Dolj, un autoturism BMW a schimbat direcția de mers spre stânga fără să se asigure și a fost lovit în plin de un Nissan. Șoferul BMW-ului, un craiovean de 45 de ani, a fost grav rănit și a rămas încarcerat. Victima a fost transportată la Spitalul de Urgență din Craiova, conducătorul celeilalte mașini. Un bărbat din Turburea, județul Gorj, a scăpat nevătămat. Polițiștii de la rutieră s-au deplasat la fața locului pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest accident rutier. Parcarea subterană din centrul Craiovei va fi gata pe 29 septembrie. Părculețul de deasupra acesteia va fi refăcut, dar nu va avea copaci. Primăria lucrează în acest moment și la un regulament de funcționare a parcării care prevede taxe și abonamente. Locatarii și cei care au societăți în centrul istoric ar putea primi locuri de parcare aici. Parcarea subterană din Bănie mai are doar câteva luni până la inaugurare. Șantierul este printre puținele din Craiova unde muncitorii au lucrat zi și noapte, chiar și în perioada de iarnă. Acest lucru s-a văzut, mai ales la ritmul în care lucrările au avansat. Se lucrează la turnarea planșeului peste nivelul 2. Se termină și nivelul 1. Se va face o hidroizolație din membrană termică, care se montează cu suport de căldură. Termenul este de 29 septembrie, deci practic mai sunt doar câteva luni. Părculețul de deasupra parcării va fi refăcut, dar nu va avea copaci pentru a evita pătrunderea rădăcinilor acestora în construcție. Se va pune gazon și plante, flori, plante fără copaci, fără plante cu rădăcină mare. Municipalitatea pregătește și un regulament de funcționare pentru parcare, care va include diverse tipuri de abonamente. 1 leu pe oră sau 55 lei pentru mai mult de 2 ore, un abonament între 100 de lei și 300 de lei în funcție de numărul de ore și de zi, noapte și de zile și așa mai departe. Vorbesc de 300 de lei, vorba de un abonament full pentru o perioadă de 30 de zile. Dar probabil că ele vor fi ajustate, sunt făcute la nivelul anului 2008 și trebuie ajustate în mod sigur. Va fi posibilă și acordarea de locuri de parcare locatarilor și societăților care au spații în centrul istoric, în funcție de numărul cererilor care este tot mai mare. Parcarea subterană va avea și locuri special prevăzute cu prize pentru mașinile electrice. Acumulatori auto, radiocasetofoane, amplificatoare audio și telefoane. Asta au găsit polițiștii doljeni azi dimineață când au efectuat mai multe percheziții domiciliare în localitatea Moțeței. Două persoane au fost duse la poliție pentru audieri. 20 de oameni ai legii din cadrul poliției Calafat, Cetate și Poiana Mare au efectuat astăzi 5 percheziții domiciliare în localitatea doljeană Moțăței. Acțiunea a vizat locuințele unor persoane bănuite că ar deține bunuri provenite din comiterea de infracțiuni. În timpul perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat mai multe bunuri, printre care acumulatori auto, radiocasetofoane, amplificatoare audio și telefoane mobile. Se presupune că acestea provin din săvârșirea unor furturi din autovehicule din Calafat și din zona de responsabilitate a secțiilor de poliție Cetate și Poiana Mare. Două persoane au fost aduse la sediul poliției Calafat pentru audieri și continuarea investigațiilor. Cercetările sunt continuate în vederea documentării întregii activități infracționale.
100 de muncitori români lucrează în aceste zile pe șantierul de la cartierul chinezesc din Bănie. Ei fac lucrări de structură la primul grup de 7 blocuri din cele 23. În paralel se desfășoară și excavații. Constructorul chinez estimează că în 3 luni va putea începe precontractarea apartamentelor din cartier. Cei care doresc un apartament în cartierul de locuințe ce se construiește pe strada Caracal din Craiova vor putea semna un precontract în maxim 3 luni. Asta fiindcă lucrările avansează vizibil. Lucrările sunt executate momentan de 100 de muncitori, dar numărul acestora va crește de 10 ori la un moment dat. În momentul acesta se toarnă radierii la primul grup de 7 blocuri. Excavațiile sunt finalizate în proporție de 80-90% pentru toate cele 23 de blocuri. În acest moment lucrează până într-o 100 de oameni, dar în maxim o lună vor fi maxim 600-700 de muncitori. La momentul în care se vor începe și lucrările de arhitectură și zidărie, numărul muncitorilor va depăși 1000. Conducătorii companiei chineze vor stabili în următoarele 2, maxim 3 luni să înceapă precontractarea acestor apartamente, a precizat Corneliu Sănescu, consultant pentru Shandong Ningxian, compania chineză care a venit cu investiția pentru aceste locuințe. Societățile care se ocupă de lucrări în acest moment provin din Craiova, dar și din alte orașe din România. Însă și acestea din urmă au angajat forță de muncă tot de pe piața craioveană. Firmele din Craiova dețin 60% din suprafața construită în acest moment. Ceilalți 40% sunt două companii, una din Pitești și una din București. Această companie din București a început lucrul acum și lucrează cu echipe de muncitori tot din Craiova, ei având doar personalul de ingineri și maestri care vin de la firma din București, a explicat Stănescu. Totodată și materiile prime folosite actualmente sunt luate de la producători din Craiova și din capitală. Președintele Partidului Social Românesc, Mircea Gioană, a declarat în urmă cu câteva zile în cadrul unui interviu acordat jurnalul Olteniei că are informații cum că societățile care lucrează la cartierul de locuințe nu provin din România. Subcontractorii, prin contract de la început, subcontractorii la un câștigător extern al unei licitații de acest gen, pe bani publici sau pe bani de investiții publice, să fie din România. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în multe alte situații și inclusiv cu cartierul construit de chinezi, dacă și cum va fi el construit aici la Craiova de locuințe, informațiile mele sunt că, din păcate, forța de muncă și încurajarea pe orizontală a economiei românești, ciment, asfalt, fier beton, nu provin din România. Blocurile construite în urma investiției de la Craiova vor avea la parter spații comerciale, cabinete medicale, saloane de frizerie și cosmetică. Prima campanie de deratizare din Craiova începe vineri. Aceasta va dura 6 zile lucrătoare și se va îndrepta împotriva șobolanilor. Deratizarea se va face pe o suprafață de 400 de hectare. Lucrătorii de la SC Salubritate Craiova vor amplasa mai întâi afișe de avertizare pentru populație. Mai apoi vor acționa cu produse raticide, avizate de Ministerul Sănătății. Se procedează așa pentru că substanțele folosite sunt toxice pentru oameni și animale. Antidotul folosit în caz de ingestie accidentală este vitamina K. Programul campaniei de deratizare este următorul: 22 mai, Parcul Nicolae Romanescu, 25 mai, Parcul Tineretului, 26 mai, cartierele Valea Roșie, Sărari, 1 mai și Cimitirul Ungureni, 27 mai, cartierele Brazda lui Novac și Craiovița Nouă, 28 mai, cartierele Calea București, Lăpuș și Lăpuș Argeș, 29 mai, cartierele Rovine, George Enescu, Nicolae Titulescu, Cornițoiu Vechi, cimitirele Dorobănție, Nord și Sineasca. În total, o suprafață de 400 de hectare. Întreaga operațiune se va derula cu sprijinul poliției locale și în funcție de condițiile meteorologice. Locuitorii Olteniei vor putea merge la munte sau își vor putea vizita mai ușor rudele de Rusalii. CFR Călători a suplimentat sau a prelungit rutele unor trenuri. Totuși, în zilele libere de mini-vacanțe de Rusalii, mai multe trenuri de navetă de pe rutele cu trafic redus nu vor circula. CFR Călători introduce suplimentar în circulație în data de 1 iunie mai multe trenuri cu prilejul mini-vacanței de Rusalii. Câteva dintre acestea au ca punct de plecare sau de sosire localități din Oltenia. Astfel, trenul Interregio 1737 cu plecare la ora 15:15 din Râmnicu-Vâlcea va circula pe ruta Sibiu-Teiuș-Cluj-Napoca, cu sosire la ora 21:49. Trenul Regio 2085 cu plecare din Craiova la ora 14:12 și sosire la Filiaș la ora 15 își prelungește circulația până la Petroșani, unde va ajunge la ora 18:30. Un alt tren, Regio 2086, cu plecare din Filiaș la ora 22:26 și sosire la Craiova la ora 23:11, își prelungește circulația de la Petroșani, cu plecare din acest oraș la ora 19:05. În zilele libere din această perioadă, o serie de trenuri Interregio și Regio de navetă de pe rutele cu trafic redus nu vor circula. Modificările în trafic vor fi anunțate la nivel
local în stațiile de plecare-sosire. A doua zi de Rusalii, 1 iunie, agențiile de voiaj ce fără călători nu vor avea program de lucru cu publicul. Primăvara este un chin pentru persoanele ce suferă de alergii. Dolgenii care au probleme cu polenul de ambrozie sunt atât de mulți încât doctorii le-au pierdut numărul. Din păcate, alergia nu se vindecă de la sine odată cu trecerea timpului. Pe de altă parte, imunoterapia nu este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate, iar tratamentul costă mult. Medicii alergologi spun că numărul buruienilor periculoase din România a crescut alarmant. Des întâlnite în zona noastră sunt alergiile la ambrozie și artemisia. Polenul acestor buruieni poate cauza rinita, conjunctivita, dar și astm. Trecem de la sezonul rece, unde totul este acoperit cu zăpadă, și intrăm într-un anotimp unde totul este înfrunzit, este înflorit și automat și simptomatologia apare. Sunt cazul pacienților care sunt alergici la polenul de primăvară, și polenul de primăvară începe practic spre sfârșitul lunii februarie cu polenul de arbor betulacee, se continuă cu arborii din familia salicacee și ulterior cu polenul de graminee. Vorbeam cu o colegă de-a mea din Brașov și mă întreba câte cazuri de pacienți cu sensibilizare la polenul de ambrozie am văzut. Iar eu îi spuneam că sunt atât de mulți încât nici nu le mai țin minte numărul. Din păcate, alergiile nu se vindecă odată cu trecerea timpului. Dacă descoperim o alergie în copilărie și pacientul nu urmează tratamentul specific, respectiv imunoterapia specifică, atunci riscul este de a dezvolta alte alergii. Alergiile pot fi însă vindecate prin imunoterapie. Imunoterapia specifică reprezintă singura modalitate de tratament care modifică cursul natural al bolii. Deci, practic, constă în administrare controlată a unor doze crescătoare de alergen cu scopul de a obține o toleranță specifică la alergenul respectiv și de a scădea reacția alergică. Imunoterapia nu este decontată de CAS, în ciuda faptului că în alte țări ale Uniunii Europene ea este gratuită pentru copii și compensată pentru adulți. Pentru a se trata, românii sunt nevoiți să scoată din buzunar o sumă mare, pentru că tratamentul este destul de costisitor. Cât privește vaccinul pentru înțepătura de viespe sau albină, acesta nici nu se găsește în țara noastră. Expo Flora a ajuns la 32-a ediție. Ca și anul trecut, în 2015, evenimentul va fi găzduit de Centrul Multifuncțional în perioada 29 mai-1 iunie. Vorbim despre o expoziție cu vânzare de flori, mobilier și unelte de grădinărit, la care iau parte peste 30 de expozanți și care are alocată o suprafață de peste 2500 de metri pătrați. Deschiderea oficială va avea loc vineri la ora 12, iar în următoarele două zile va fi deschisă între orele 10 și 18. De asemenea, tot la Centrul Multifuncțional, ziua de 1 iunie va fi dedicată celor mici. Cu această ocazie, aici se va desfășura și a doua ediție a evenimentului Să fim copii pentru o zi. Acțiunea va include concursuri, jocuri și activități dedicate fetițelor și băiețeilor de toate vârstele. Bucurie mare pentru România aseară la Viena. După o evoluție foarte bună pe scenă, Voltaj a reușit să treacă de semifinala concursului Eurovision. Alte 9 piese au primit undă verde pentru finala de pe 23 mai. În prima semifinală a Eurovisionului au concurat 16 țări. Călin Goia și colegii săi de trupă au avut ceva de așteptat până să intre pe scenă, dar locul 15 le-a purtat noroc. Mesajul piesei de la capăt și vocea puternică a solistului au calificat România pentru cel de-al 21-lea an consecutiv în finala celei mai cunoscute competiții muzicale din Europa. În urma voturilor publicului și juriului, alte 9 țări vor merge în ultima etapă a concursului: Albania, Armenia, Rusia, Ungaria, Serbia, Belgia, Estonia, Grecia și Georgia. Mâine seară, tot de la ora 22, se vor bate pentru un loc în finală Lituania, Irlanda, San Marino, Muntenegru, Malta, Norvegia, Portugalia, Republica Cehă, Israel, Letonia, Azerbaijan, Islanda, Suedia, Elveția, Cipru, Slovenia și Polonia. Sâmbătă, pe 23 mai, vom afla câștigătorul concursului din anul acesta, precum și țara care va organiza Eurovisionul în 2016. În minutele următoare vă invităm să urmăriți informațiile meteorologice. Vreme frumoasă și caldă în toată Oltenia. La noapte vor fi 12 grade Celsius la Târgu Jiu și 13 la Craiova, Slatina și Filiaș. Temperatura va atinge 15 grade Celsius la Cetate și 16 la Drobeta, Turnu Severin. Mâine
Mâine vor fi 28 de grade Celsius la Târgu Jiu și Râmnicu-Vâlcea, cer senin și 29 de grade se vor înregistra la Craiova, Slatina și Drobeta-Turnu Severin. Maxima va atinge cota 31 la Calafat, Cetate și Corabia. Știrile GDS se încheie aici, sunt Iona Laghergie, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc să aveți parte de o seară minunată în continuare. Pe mâine!